mulți ani, în 2004, într-o vară călduroasă, mai precis în luna august, la Atena. Invitata mea de astăzi avea să câștige împreună cu echipa României de gimnastică medalia olimpică de aur. A fost ultima ediție olimpică unde România a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere la gimnastică. O am invitată alături de mine pe Silvia Stroescu, campioană olimpică, campioană mondială, campioană europeană, practic toate cele trei titluri la un loc. Îi spunem bun găsit Silviei și mulțumim că a ales să fie astăzi alături de noi la Legendele Olimpiadilor. A trecut mult timp, Silvia, de atunci, nu? În primul rând, da, bun găsit tuturor și mulțumesc pentru invitație. A trecut foarte mult timp, timpul trece foarte repede, însă acele momente, bineînțeles că nu pot fi uitate, mă reprezintă. Până atunci, hai să dăm timpul înapoi cu foarte, foarte mulți ani, la vârsta de 5-6 ani, nu, când ai intrat, mai, sau? Mai exact, la vârsta de 4 ani, deci ar fi undeva acum 32 de ani. 32 de ani. Am dezvăluit și vârsta, da, să zic așa. Atunci ai intrat într-o sală de gimnastică, dar... Înainte de a intra într-o sală de gimnastică, ai mers la bazinul de sărituri, ți-ai fi dorit să faci sărituri în apă. Fiind la grădiniță, la vârsta de 4 ani, am fost selecționată cum se proceda atunci, antrenorii din gimnastică sau din diferite sporturi mergeau în grădiniță și selecționau diferiți copii. Pe mine m-a selecționat doamna antrenor Angela Cacoveanu, s-a uitat la mine, m-a pus să mă aplec, să mă îndoi, să fac diferite mișcări și mi-a dat... o foicică pe care scria sala și programul de gimnastică. După care cu această foaie trebuia să merg la părinți și să le comunic acest lucru, că oarecum am fost selecționată să practic gimnastica. Bineînțeles că am ajuns acasă, părinții sunt foarte axați pe partea cu cartea, dar în același timp au practicat și sport, nu de performanță, dar au practicat sport și știu că practicarea unui sport are și beneficii. Și au zis, de ce nu? Haide să încercăm. Au făcut, bineînțeles, sacrificii să reușească printre orele de serviciu să mă ducă la sala de antrenament. Și așa, ușor, ușor, la 4 ani și jumătate, am intrat prima dată în sala de gimnastică, la CSS Triumph, atunci. Și a fost o experiență foarte plăcută pentru mine, pentru că sala era plină de saltele, bureți, diferite aparate, bineînțeles că pe toate le vedeam mult mai mari decât sunt în realitate, mai ales bârna, când trebuia să ne urcăm pe bârnă, ne era foarte greu. Dar nu am avut teamă, nu am avut frică și am simțit că este ceva care mă atrage. Chiar dacă aveam 4 ani, mie îmi plăcea acest lucru. Legat de ce ai menționat cu săriturile în apă, deja începusem gimnastica de vreo 2-3 ani, practicam gimnastica, nu știu, undeva pe la 6-7 ani, am mers la bazinul de not, bineînțeles părinții s-au ocupat și de asta, să învăț să not, iar acolo m-a ochit așa, un antrenor care se ocupa de săriturile în apă și a zis că sunt foarte bine formată, bineînțeles, deja având baza musculară pentru săriturile în apă. Deja elemente începusem să învăț și a zis că sunt foarte bine pentru sărituri în apă dacă doresc să mă îndrept către acest sport. Bineînțeles că decizia a fost a părinților și au hotărât să merg pe calea pe care am început, adică pe gimnastică. În sala de gimnastică tot am început ca o joacă, nu? Da, ca o joacă, îmi plăcea foarte mult. Chiar la un moment dat mi-aduc aminte, când am ajuns la clubul Steaua și m-a antrenat doamna Eliza Stoica, că am apelat la dânsa să nu mai merg la grădiniță, pentru că nu prea îmi plăcea, și să rămân în sala de gimnastică în pauză și să mă mai joc în bureți și așa mai departe. Și... a fost de acord, lucru care m-a bucurat foarte mult. Iar în acea pauză pot spune că eu nu luam pauză, continuam să mă arunc în bureți, să fac diferite salturi. Chiar colegele mele mai mari făceau oarecum experimente cu mine, ziceau, hai să te arunci să faci un dublu salt, să faci un salt înainte, să faci un... și eu eram de acord, nu mi-era teamă. Îți mai aduci aminte, Silvia, primul concurs la care ai participat și pe ce loc te-ai clasat? Cred că aveam 7 ani la mica gimnastă, parcă așa se numea atunci. Aveam un exercițiu destul de dificil. Reușisem în 2-3 ani de antrenament să fac flicuri pe burnă și chiar aveam o legare, o răsturnare înainte, un tic-tac, așa cum îi zicem, legat cu două flicuri înapoi. Și la acel element am ratat. Și am fost foarte supărată. În schimb, cel la celelalte aparate, știu că mi-am făcut exercițiile. A fost un moment foarte haios când eu, repetând în sală,
pregătire, acea prezentare către arbitrii, către doamna antrenor, eu, după ce am finalizat exercițiul de concurs, o căutam pe doamna antrenor să mă prezint la dânsa. Însă eu trebuia să fac prezentarea la brigada de arbitre. Dar, bineînțeles, la 7-8 ani, ce să... Au fost momente foarte plăcute. Câți ani ai petrecut la Steaua până să ajungi la Deva? Am început la CSS Triumf, după care acea secție de gimnastică, nu știu, grupa aceea s-a desființat. A trebuit să mă mut la Clubul Steaua, unde am întâlnit-o și pe doamna Eliza Stoica. Acolo m-a selecționat dânsa, am intrat la grupa de pregătire, după care am stat undeva la, nu știu, 4-5 ani, până la vârsta de 10 ani, la Clubul Steaua și am mers un an la Deva, pentru că știam că acolo este loturi, dar nu am mers la lot, am mers un an de pregătire la Deva. Am învățat foarte multe lucruri și acolo, erau lucruri tehnice, elemente tehnice pe care nu le stăpâneam foarte bine și mi-a prins foarte bine și acel an. După care am revenit la Steaua, după acel an am revenit la Steaua și am continuat cu gimnastica până am fost selecționată la vârsta de 12-13 ani la lotul de junioare de la Onești. Cât de greu ți-a fost să pleci de acasă, să știi că nu mai ești lângă mama, nu mai ești lângă tată, lângă tatăl tău, lângă fratele tău, erai singură tu cu antrenorii și cu colegele de lot? Nu m-am gândit foarte mult la acest aspect că las familia și că eu plec la Onești, pentru că ei tot timpul au fost alături de mine și au făcut eforturi cum se permitea, odată la două sau la două săptămâni, veneau la Onești și mă vizitau. Oarecum eu eram foarte axată că îmi doream să fac gimnastică, îmi doream să devin campioană, să mă autodepășesc. Iar trecerea asta a fost ușurată, pentru că eram foarte axată pe obiectivul pe care aveam să-l îndeplinesc, chiar dacă aveam 12 ani, 13 ani. Și am mai fost ușor primită prin faptul că antrenorii, oarecum să zic așa, ne păcăleau și ziceau: haideți că o să stați doar 2-3 luni, după care mai mergeți acasă o lună, vă mai vizitați familia de sărbătorile de Paște. Și noi oarecum așteptam. Au venit sărbătorile de Paște, bineînțeles că au început concursurile. Ne-am prins cu concursurile, cu antrenamentele. A fost și greu, dar în același timp, dacă îți doreai foarte mult și erai dispus să faci anumite sacrificii, pe de altă parte aveai acea mulțumire și satisfacție că pentru tot ce muncești ai o împlinire. După cât timp ai revenit acasă, după câte luni de pregătire la Onești? După un an. După exact un an, în luna decembrie, dar nu de sărbători, înaintea sărbătorilor. Asta a fost așa ca un fel de o bomboană pe care am primit-o, pentru că am fost anunțate că vom merge la lotul de la Deva, unde știam că acolo restricțiile sunt destul de dure. Exigențele altfel, mult mai mari, nu? Da, exact. Bineînțeles că te gândești, oare voi face față, mă voi adapta, trebuie să ating un anumit nivel. Și până la urmă era o istorie în spate pe care, nu știu, în momentul acela eu sau noi, că eram un grup de gimnaste, trebuia să ducem istoria și tradiția mai departe. Povestea de la Deva a început exact după câți ani de la momentul în care ai debutat în gimnastică? La 9 ani. Deci 9, de la 4 ani, 5 ani, la 13 ani eram deja la Deva. Cum a fost primul impact la momentul când ai ajuns la Deva? Pot spune că nu a fost un impact puternic, pentru că am plecat un grup și cu antrenorii de la Onești, cu soții Boboc, care au fost un sprijin pentru noi, pentru generația aceea, și ne-am antrenat oarecum separat de gimnastele de top de atunci, cum erau Lavinia Miloșovici, Gina Gogean și așa mai departe. Noi le vedeam ca pe niște idoli și când ne uitam la ele ziceam: wow, noi să ne antrenăm cu ele în aceea sală, la același fus orar, era pentru noi ceva foarte frumos. Dar a fost impactul oarecum nu atât de dur, pentru că am avut programul nostru de antrenament, ne-am adaptat o perioadă, undeva la câteva luni, nu știu, o jumătate de an, după care am intrat și noi în sistemul celor mari, cum ziceam.
Antrenorii Octavian Belu, Mariana Bitang, cei cu care aveai să lucrezi atâția ani și cu care aveai să obții cele mai mari performanțe din gimnastică pentru tine, ce ți-au spus în momentul în care ai fost selecționată pentru lotul de senioare de la Deva? Ce să-mi zic, că nu foarte multe lucruri. Bine ați venit, haideți la treabă! Iar pe parcurs ne-am acomodat. Bineînțeles că îi vedeam foarte sobri și rigizi, pentru că trebuiau să se impună cumva în fața noastră ca sportive. Dar pe parcurs ne-am acomodat, ne-am cunoscut, am văzut fiecare cum relaționează, cum interacționează. Prima competiție mare, foarte importantă la care ați participat, campionatele mondiale de la Anaheim din Statele Unite. Pentru mine, prima competiție mare a fost campionatul mondial din 2001, unde am reușit să obținem titlul. Am impresia că pentru a cincea oară consecutiv, titlul de campioane mondiale cu echipa, ceea ce a confirmat oarecum că trecerea de la juniorat la seniorat a avut succes și am reușit să ne atingem scopul. După această perioadă din 2001, spre finalul anului 2001, eu am acuzat dureri la coloana vertebrală. Din păcate am avut destul de multe probleme. Mi s-a interzis în acel moment să mai practic gimnastică, că era foarte riscant pentru mine. Doctorii îmi tot spuneau că pot să rămân paralizată, că trebuie să port nu știu ce corset și așa mai departe. Și am zis că nu, că voi face pauză. Federația Română de Gimnastică m-a trimis și la un control în Germania, unde la fel mi-au zis că trebuie să iau foarte multe vitamine, să se recupereze acolo zona. Cert este că am făcut pauză un an de zile. Deci din 2001, de la finalul anului 2001 până în 2002, eu am făcut pauză cu coloana vertebrală. Nu am știut în această... A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine, pentru că nu știam dacă eu o să mai am putere și să mă ridic la nivelul colegilor mele, care erau în pregătire, bineînțeles. Și pe de altă parte, era și presiunea din partea familiei, pentru că își doreau să nu renunț la școală și poate credeau că e mai bine să mă îndrept către școală și să renunț la sportul de performanță, dar am rămas pe decizia de a încerca să ajung la campionatele, nu la campionatele mondiale, la Jocurile Olimpice din 2004. Acest titlu din 2001 a fost ca o confirmare și încununare a muncii, să zic, de la 4 ani până la acea vârstă când am reușit să obțin acest titlu. Pentru că, așa cum am menționat mai devreme, a apărut acea problemă de sănătate care, din păcate, m-a pus deoparte și nu am mai putut practica gimnastică. Pot spune că a fost o altă fază din 2003 cu 2004, pentru că a fost foarte multă determinare din partea mea. A trebuit să trag foarte mult și să nu cedez psihic, pentru că, bineînțeles, că este și o presiune psihică. Dar când, așa sunt eu, când îmi doresc ceva foarte mult, fac tot ce este posibil din partea mea ca eu să fiu împăcată cu mine. Dacă chiar reușesc să obțin acel lucru, înseamnă că a fost ok. Dacă nu, înseamnă că așa a trebuit să fie. Acea accidentare, se poate spune că a fost momentul de cumpănă în gimnastică pentru tine? Da, da, a fost un moment de cumpănă, dar datorită lui Dumnezeu, să zic așa, m-a ajutat să merg mai departe și să nu cedez și să merg până la Jocurile Olimpice. Și când am revenit după acea pauză, am lucrat-o pe semnătură, pentru că doctorii nu erau de acord în continuare să mai fac gimnastică de performanță. Și mai era și partea psihică unde trebuia să lucrez cu mine, familia m-a susținut foarte mult, am tras de mine și am reușit să ating acel nivel care să mă ajute să fac parte din acea echipă care a cucerit medalia de aur. Silvia, care ar fi fost atunci cel mai mare risc din punct de vedere medical, din ce ți-aduci tu aminte, din discuțiile purtate cu medicii la vremea respectivă? Nu mai vreau să-mi aduc aminte. Bine că nu le-am luat foarte în serios, că dacă le luam în serios, chiar că nu mai întorceam în sala de gimnastică. Mi-au spus că pot să rămân paralizată, că pot să nu mai merg, adică lucruri foarte grave, dar nu le luam exact cum mi le transmiteau doctorii, pentru că eu simțeam că trebuie să fac și că pot să fac, dacă cu anumită atenție și cu foarte mult efort din partea mea, pot să reușesc. Pentru mine au fost încercări, adică eu
poate am muncit de, nu știu, de 3 ori, de 4 ori mai mult decât o altă colegă de-a mea să ajung la acel nivel, dar așa a fost pentru mine. Fiecare are povestea ei și fiecare are palmaresul ei. În 2004 aveai să câștigi două titluri extrem de importante. Titlul european la Amsterdam, împreună cu echipa României, evident, și titlul olimpic la Atena, la Jocurile Olimpice. Un campionat european înaintea unor Jocuri Olimpice este ca o verificare. Este foarte important cum se desfășoară competiția, antrenorii fac o analiză asupra gimnastelor, către ce aparat să se îndrepte, cine poate aduce medalii și așa mai departe. Adică fiecare gimnastă trebuie, să zic, pusă exact la locul potrivit și când pe poziția potrivită. Până la a atinge momentul 2004, momentul discuției noastre, momentul culminant, cel al Jocurilor Olimpice de la Atena, ți-aș propune să ne reîntoarcem la Deva cu poveștile de la Deva, poveștile mai puțin cunoscute de la Deva. Cum a fost atunci perioada de la Deva, dincolo de ceea ce se vedea la televizor? La ce ne referim acum? La dulciuri. Da, pentru mine este un, să zic așa, un subiect tabu, pentru că eu sunt de fire gurmandă. Eu nu prea pot, sincer să fiu, acum când mă gândesc, nu știu cum am putut eu să trec și să stau la acel regim alimentar. Pentru că trebuie să ai un regim, nu poți să mănânci dulciuri când vrei, înghețate, ciocolată și așa mai departe. Sunt conștientă de acest aspect, însă pentru mine era o luptă continuă cu mine și cu cântarul. Da, bineînțeles că nu aveam la discreție mâncare, dulciuri și așa mai departe. Iar eu, fiind puțin mai răzvrătită, găseam câte o modalitate de a-mi procura aceste alimente. Ori mai fugeam din cantonament, mai fugeam la butic, mai luam o ciocolată, ci mai îmi luam dulciuri. Dar acum ne aducem aminte așa cu parte hazlie, să zic, ne amuzăm, dar atunci lucrurile erau foarte serioase. Dacă eram prinse, uf, nu era bine. Nu era bine, nu. Totuși, puteai să ieși din cămin așa cum vroiai tu? Păi, făceam puțin pe polițistul și analizam să văd unde sunt antrenorii, unde este doamna asistent, unde, nu știu, să nu mă vadă cineva, vreun profesor din curte de acolo. Revenim din nou ca un arc peste timp la momentul la care am lăsat discuția legată de performanță, de campionatele europene din 2004 de la Amsterdam, unde, așa cum aminteam ceva mai devreme, aveți să deveniți campioane europene cu echipa. Ați simțit atunci că puteți să deveniți campioane olimpice? Da, oricum, adică noi pentru asta ne antrenam. Nu exista pentru noi locul 2, locul 3 și așa mai departe, nu. Și ceea ce am apreciat ulterior, pot spune, că am realizat acum ca profesor, ce înseamnă din partea antrenorului să te canalizeze, să-ți canalizeze toată atenția către obiectivul suprem. Da, deci noi trebuie să mergem să câștigăm. Dacă luam locul 2, bineînțeles că nu erau mulțumiți. Și la fel nici noi, ne-au indus și nouă că nu, noi nu suntem de locul 2. Noi trebuie să câștigăm medalia de aur. Dar noi niciodată ca sportive nu ne-am gândit sau nu am mers în sala de antrenament să începem să ne uităm. Wow, ce face americanca aia, ce face rusoaica, ce face chinezoaica. Nu, niciodată nu ne-au lăsat să vedem ce fac celelalte sportive, pentru că automat apărea și, nu știu, o timorare, pentru că aveau valoare. Dar psihicul este foarte important în competiție și acolo cred că se face și diferența la rezultatul final. Eram, cum să zic, optimiste. Nu ne gândeam că nu o să facem bine, o să ratăm. Și un alt lucru pe care ne-au învățat antrenorii, ne ziceau să facem un antrenament mental. Adică pur și simplu să închidem ochii și să ne imaginăm că suntem în competiție și facem exercițiu. Și chiar râdeam cu domnul Belu că a zis, nu mai știu ce colegă de-a mea, că cum să fac? Că eu mi-am imaginat că o să ratez. Păi cum să ratez dacă tu ți imaginezi? Tu trebuie să ți imaginezi că faci totul perfect. Pot spune că și acum mai visez că sunt în sala de gimnastică sau la competiții și că urmează să concurez la sol, la bârnă și am aceleași trăiri, că îmi doresc să fac mai mult, să fac, sunt elemente dificile și zic gata, trebuie să-l fac pe ăsta să vin în picioare. Că aveam dublu întins la sol.
Și chiar am mai visat că făceam dublu întins și zic, trebuie să-l fac înalt să vin bine în picioare. Aveai superstiții înainte de o competiție importantă? Doar mă rugam, spuneam Tatăl nostru. Aveam încredere că Dumnezeu este acolo și că mă protejează și mă apără. Mi-a demonstrat asta tot timpul, în al 15-lea ceas a fost acolo și pot spune că m-a salvat. Singura superstiție era să intru cu piciorul drept în sala de gimnastică și la fel când mergeam spre aparat, înainte să mă prezint, să calc cu piciorul drept. Cum reușeai să înfrângi acea monotonie? Ascultai muzică în cămin după antrenament? Sigur că era oboseala care spunea cuvântul pentru că aveați două antrenamente pe zi, da. Dar cum reușeai să înfrângi acea monotonie? Eu pot spune că n-am avut parte de monotonia antrenamentelor și a acelui program de cantonament în care noi stăteam tot anul și aveam vacanță doar 4-5 zile pe an când mergeam acasă. Nu am avut acea monotonie pentru că familia tot timpul a insistat, asta a fost înțelegerea cu părinții, ca eu, dacă doresc să fac sport de performanță, în paralel să mă ocup și de partea cu cartea, adică să învăț, să nu am examene care restanțe. Să nu fie, exact, restanțe, să nu fie luate și așa mai departe. Și tot timpul după antrenamente, mama mai îmi trimitea cărți și eu mă apucam să le citesc, pentru că atunci când primeam telefonul și vorbeam cu părinții, mă întreba, ce ai mai citit? Și ce face Ion? Și ce face Ana? Și ce... Te verificau adică... dacă ai citit da, acele romane. Exact, nu, da. Adică mă lua la subiect direct. La fel, mi-aduc aminte că și înainte de examenul de bacalaureat, am stat cu mama foarte mult timp la telefon să fac acele probleme la matematică. Pentru că nu poți să faci școală la program normal, cum fac ceilalți copii, când tu ai 8 ore de antrenament pe zi. Chiar nu ai cum, fizic, nu ai cum. Și trebuia oarecum să compenseze pe cealaltă parte lipsurile. Momentul 2004, momentul celei mai călduroase veri din toate punctele de vedere pentru tine. Cum a fost acea zi a finalei? Când, cum să zic, când intri în horă, trebuie să joci. De când am intrat în satul olimpic până am părăsit satul olimpic, a fost așa ca o poveste, ca o încununare a întregii perioade ca sportiv. Bineînțeles că atunci când am văzut că este locul întâi, că este medalia de aur, era bucuria supremă. Numai că a ținut foarte puțin. Cât urci pe podium, după care, gata, revenim cu picioarele pe pământ, reluăm antrenamente, adică pentru colegele mele. Dar pentru mine a fost, așa cum am zis, o încununare a întregii perioade, a tuturor eforturilor, o mulțumire și față de mine și față de întregul colectiv, pentru că sunt foarte mulți oameni implicați pentru a atinge acel obiectiv. Sunt momente unice, momente pe care nu ai cum să le uiți și care te marchează în sensul bun. Dar trebuie să te și bucuri de acele momente, adică toată munca noastră s-a concretizat în acea medalie și în acel rezultat și până la urmă este o muncă asiduă cu foarte multe, să zic așa, restricții, disciplină. Sunt foarte multe lucruri care stau în spatele acelei medalii, cu toate că deja, chiar dacă acum suntem pe o parte descendentă, da, pe o pantă descendentă cu rezultatele, poate este bine ca și lumea să înțeleagă că aceste rezultate nu vin așa bătând din palme. Că deja dacă obțineam o medalie de argint, lumea zicea, a obținut argint și nu aur. Aveam impresia că totul se obține foarte ușor, dar chiar nu este așa. Gimnastica e ca un drog pentru mine, să zic. Nu pot să renunț la gimnastică și dacă mi-ar propune acum cineva să mă apuc iarăși de gimnastică, cred că mintea mea ar fi ceva, hai că pot, mă apuc, țin regim puțin, mă apuc de antrenament și pot să mă reapuc de gimnastică, dar nu stau așa lucrurile. Dar asta zic, că gimnastica îți dă dependență, este un sport foarte frumos care tot timpul te motivează să-ți autodepășești limitele
și mie cel puțin mi-a adus bucurie și plăcere. 2004, două medalii de aur, așa cum precizam și mai devreme, campionatele europene, Jocurile Olimpice de la Atena, dar un 2004 care a coincis și cu momentul retragerii din activitatea ta competițională. Da, așa este. Eu oricum aveam acele probleme de sănătate și chiar nu vedeam sensul să mai încerc să merg către un alt campionat mondial, european și așa mai departe. Aveam deja aproape 20 de ani, trebuia să mă axez și pe școală, să încerc oarecum să recuperez acele informații pierdute de-a lungul timpului și să-mi creez o viață normală, să zic. Eu acum percep așa că am două vieți, cea de când am fost gimnastă și cea de după gimnastică.